Din 2.835 de angajați, cât erau în 2001, au rămas 1.000. Au discutat cu 8 miniștri care s-au perindat de-a lungul timpului pe la șefia Ministerului de Finanțe. Rezultatul a fost de fiecare dată același. Vom mai discuta, vom mai analiza. Acum soarta societății RAFO atârnă de o garanție guvernamentală, garanție mai mult decât necesară în vederea punerii în practică a unui proiect de retehnologizare a rafinăriei. Procedura de implementare a proiectului de retehnologizare a societății RAFO a fost inițiată încă din anul 2008, dar declinul economic a schimbat total cursul lucrurilor. Astfel, unitățile bancare au solicitat în vederea aprobării împrumutului o garanție de stat. Aceasta reprezintă 80% din valoarea proiectului, adică 265 de milioane de euro. Proiectul de 330 de milioane de euro va duce la o maximizare a profitului la nivelul societății prin schimbarea tehnologiei. Astfel, se va renunța total la producția de benzină și cotă parte din producția de motorină se va crea o nouă structură de materii prime atât pentru zona de petrochimie, cât și pentru alte unități. Din toate datele care le am, deci sună bine, deși sunt de atât de multe ori am avansat niște termene de începere efectivă a lucrărilor la nivelul societății de implementare a proiectului, dar în mod categoric aceste lucrări vor fi inițiate și în mod categoric la jumătatea lunii martie, atât patronatul administrației cât și administrația RAFO va transmite în mod punctual către salariați și opinia publică exact ce se întâmplă în continuare cu RAFO. Punerea în practică a proiectului a fost însă condiționată de închiderea planului de reorganizare, prelungit și el, dar garanția nu a fost acordată, iar semnele de întrebare au început să planeze asupra planului RAFO. Demersurile au continuat, iar întâlnirile cu reprezentanții autorităților abilitate în domeniu s-au succedat cu repeziciune. Deși toată lumea știe despre faptul că băncile solicită această garanție, nimeni nu se grăbește. Patronatul are însă și o variantă de rezervă în vederea implementării proiectului. Retehnologizarea se va realiza cu alte surse de finanțare. Procesul va fi unul de lungă durată, drept pentru care nu se va mai încadra în acel termen de 18 luni prevăzut inițial. Plutonul ar beneficia de comenzi foarte mari pentru moment și pentru viitor. Din programul RAFO se duce puțin și către uzina chimică, unde vor prova o serie de produse și vor implementa două noi instalații și ei. Pentru Onești, pentru comunitate, ar însemna un lucru extraordinar vis-a-vis de partea financiară, care duce către primărie, pentru județ înseamnă foarte mult, pentru național înseamnă către bugetul consolidat al statului o sumă foarte mare, pentru partea socială înseamnă extraordinar de mult, fiindcă acest proiect, pe de o parte, stabilizează oamenii care țin în RAFO cei 1.000 de oameni. Pentru implementarea proiectului, dacă ar veni această sursă de finanțare, vor fi atrași din șomaj undeva, conform datelor care vi le-am dat și dumneavoastră, aproximativ 3.000 de oameni activați din șomaj, care în mod categoric s-ar duce pe altă putere de cumpărare, alt nivel de trai, dacă vreți numai la nivelul municipiului Onești. Până atunci, situația celor 1.000 de angajați va fi pecetluită, dar pe lângă o problemă economică, rafinăria oneșteană este și o problemă socială. Rafinorii au în întreținere 2.680 de persoane, membrii familiilor lor, deci situația este într-adevăr una disperată. RAFO înseamnă mult pentru că sunt foarte multe locuri de muncă, și noi trebuie să păstrăm aceste locuri de muncă pentru viitorul orașului și pentru perspectiva nu numai municipiului, ci a întregului județ Bacău. RAFO înseamnă pentru noi interesul investitorilor de a veni în această zonă. RAFO înseamnă că dacă se vor obține garanțiile guvernamentale, vom avea investiții de aproape 330 de milioane de euro. Asta înseamnă a transforma unitatea RAFO în a face astăzi numai benzină și motorină, să facă produse de înaltă tehnicitate, care se cer astăzi pe piața europeană și chiar mondială. Situația rafinăriei oneștene s-a complicat în anul 2007, când au fost achitate toate obligațiile înscrise în tabelul definitiv al creditorilor. Valoarea acestora a fost de 300 de milioane. Acestei sume uriașe i s-a adăugat alta de 100 de milioane, cerută de către ANAF cu titlul de majorări și dobânzi la suma înscrisă la masa credală. Raportul Comisiei Interministeriale a fost finalizat, la fel și memoriul realizat de Ministerul de Finanțe. Mai este nevoie doar ca aceste documente să ajungă la guvern în vederea aprobării garanției. Sau nu?